dragi prieteni, vă salut de pe Mediterană. Am făcut câteva filmulețe de pe această navă de croazieră. V-am prezentat multe chestii pe care le-am întâlnit aici, despre cum funcționează lifturile, despre ce se mănâncă, despre cum funcționează magazinele. V-am arătat locurile frumoase în care am coborât, opririle de pe traseu, porturile, dar nu v-am spus cum călătoresc pe navă. Știți, nu mă duc să-mi cumpăr bilet la agenția de turism cu banii jos, nu mi le-au nici de pe internet. Călătoresc în croazieră printr-un club de vacanțe. Prin acest club de vacanțe, oamenii primesc ajutor financiar de la club să-și cumpere bilet. Adică o parte din prețul biletului îl plătesc membrii clubului, cealaltă parte o plătește pentru ei club. În anumite situații, fericite de altfel, într-o astfel de situație mă aflu și eu, clubul plătește integral biletul de vacanță al membrului său. Nu vă imaginați că am ajuns pe această navă fără un bilet plătit. El a fost achitat integral, o valoare destul de mare, dar a achitat-o pentru mine clubul de vacanță. Multă lume de pe vasele de croazieră călătorește prin cluburi de croazieră. Este mai avantajos. Clubul de care vă povestesc s-a născut în America acum 6 ani. Este cel mai mare club de croazieră din lume. Are aproape 1 milion de membri. Acest club există în România de circa 3 ani. Sunt câteva mii de membri bune și în România, iar pe VAS am întâlnit alți membri români, dar și din alte țări, din același club. Clubul se numește Inclusive. Și printr-un astfel de club de croazieră poți să faci cel puțin o croazieră pe an. Bine, poți să faci 2, 3, 4, dar la un nivel modest e suficient să faci o croazieră pe an. Dacă ești membru obișnuit, te ajută clubul să achizi prețul biletului, în sensul că îți dă o parte din bani, dar nu toți. În funcție de cât de vechi ești ca membru în club, o să primești până la jumătate din banii de bilet. Iar în alte cazuri, dacă ai ajutat și tu la rândul tău oameni cu informații despre club, i-ai ajutat să se înscrie în club, clubul te răsplătește plătindu-ți el croazieră. Te răsplătește în felul următor. În fiecare lună primești de la club $200. Într-un an primești $2400. În acești bani, vă spun sincer, intră aproape două croaziere. Deci fie faci două croaziere obișnuite, fie în cei $2400, mergi într-o croazieră mare, mai lungă, sau iei cu tine mai mulți prieteni sau mai mulți membri ai familiei ca să cheltui cei $2400. Evident, nu este obligatoriu să-i cheltuiești pe toți, pentru că banii care îți rămân, îi folosești totul la următoarea croazieră. Eu vă salut de pe Mediterana, de la Puntea 16, Costa Smeralda.